A bătut-o atât de rău încât a orbit-o. Este vorba despre o bătrână din Poiana Lacului, lovită cu bestialitate chiar de către propriul fiu. Stăpânii de sclavi rămân în continuare după gratii. Contestațiile făcute de avocații proprietarilor de sclavi au fost respinse de magistrați. Au fost percheziții la mai multe domicilii din județele Argeș, Vâlcea și Sibiu, dar și la sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. O femeie a fost bătută cu bestialitate chiar de cel căruia i-a dat viață. Fiul acesteia a chinuit-o astfel ani de zile, iar acum, în urma loviturilor, bătrâna și-a pierdut vederea. Oamenii legii l-au reținut pe fiul violent după ce vecinii au reclamat la poliție faptul că acesta a amenințat că o va omorî. Propriul fiu a bătut-o atât de rău încât bătrâna și-a pierdut vederea. Nu a fost prima dată. Vecinii spun că bărbatul o lovea crunt de foarte mulți ani, mai ales atunci când se îmbăta. Așa s-a întâmplat și seara trecută. Disperată, femeia a cerut ajutor vecinilor și doar așa a scăpat cu viață. E ani de zile când o bate. Îmi povestea că bate, eu stătea un pic pe moară, vidită, dormea pe aici, dormea pe la vecinii. Polițiștii au cerut arestarea preventivă a fiului agresor. Acum se pare că acesta regretă. Îți pare rău? Regret. De ce îți pare rău? Asta, regret fac. Polițiștii secției de poliție rurală Poiana Lacului au reținut un bărbat în vârstă de 47 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Acesta este bănuit că și-ar fi agresat mama. Bărbatul a fost încarcerat în centru de reținere și arest preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. Mama lui a fost internată la spital în stare foarte gravă, iar medicii nu se pot pronunța deocamdată dacă bătrâna își va mai recăpăta vederea. Stăpânii de sclavi rămân în continuare după gratii, după ce au cerut să fie eliberați pe motiv că nu suportă închisoarea și că le este foarte greu. Magistrații au spus foarte clar că aceștia vor rămâne în continuare în spatele gratiilor. Contestațiile făcute de avocații proprietarilor de sclavi au fost respinse de magistrați. Chiar dacă au făcut circ și au fost și câteva rude de ale inculpaților în fața curții de apel, magistrații au respins contestațiile la mandatele de arestare depuse de stăpânii de sclavi de la Berevoiești. Decizia a fost luată pentru toți cei 37 de inculpați, împărțiți în două loturi, unul de 17, altul de 20 de persoane. Cei din primul lot au contestat decizia de arest preventiv, iar la lotul de 20 de persoane nu a fost stabilit deocamdată un termen de judecată. Dar ca să fie siguri, magistrații au decis pentru toți cei 37 respingerea contestațiilor și continuarea arestului. Mai mult, instanța obligă pe fiecare contestator la câte 100 de lei cheltuieli judiciare către stat. Cei 37 de rudari sunt acuzați de constituire în grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori și exploatarea persoanelor vulnerabile. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș efectuează 11 percheziții la mai multe domicilii în județele Argeș, Vâlcea și Sibiu. Pe lângă domiciliile unor persoane vizate, percheziții s-au făcut și la sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală. Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au efectuat 11 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale din județele Argeș, Vâlcea și Sibiu. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Din cercetări s-a stabilit că în perioada 2008-2010, administratorii unei societăți comerciale din Mioveni ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de piese auto și servicii de transport de la trei societăți comerciale de pe raza județelor Vâlcea și Sibiu. Valoarea tranzacțiilor este de peste 3.100.000 de lei. Prejudiciul creat este aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. 6 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Smiley este convocat la Tribunalul Argeș. Andrei Tiberiu Maria, pe numele lui adevărat, are probleme cu finanțele. Potrivit SpyNews.ro, artistul va trebui să se prezinte în fața judecătorilor la sfârșitul lunii septembrie pentru un proces cu finanțele.
Departe de a fi scăpat de probleme, Smiley, pe numele lui din buletin, Andrei Tiberiu Maria, ar putea ajunge din nou în fața judecătorilor. Cântărețul este așteptat la finalul lunii septembrie la Tribunalul Argeș și în procesul pe care îl are cu Direcția Generală a Finanțelor Publice Pitești, unde va fi obligat să-și justifice, vrând nevrând, succesul în afaceri și veniturile peste medie. Lucrurile par destul de grave în condițiile în care ANAF-ul ar putea să-i blocheze acestuia conturile și implicit activitatea casei sale de producție până la lămurirea situației. Cazurile lui Smiley au început în vara trecută, când a fost vizitat de către reprezentanții ANAF. Inspectorii au luat la bani mărunți contractele. Ulterior, artistul s-a trezit executat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, decizie pe care a atacat-o în instanță. Smiley a atras atenția autorităților datorită veniturilor foarte mari pe care le are. În afară de concerte, casa sa de producție și un studio de înregistrare îi aduc bani frumoși. În plus, Smiley câștigă bine din televiziune, din publicitate și din drepturi de autor. Credincioșii ortodoxi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Proroc Ilie. În tradiția populară românească, Sfânt Ilie, așa cum i se mai spune, era o divinitate a soarelui și a focului, identificată cu Helios din mitologia greacă sau Gebeleizis din mitologia getodacă. Sfântul Ilie provoacă tunete, trăznete, ploi torențiale și incendii, leagă și dezleagă ploile, de aceea este bine ca astăzi să avem grijă ce facem, să fim buni și iertători. Despre viața Sfântului Ilie, despre acest mare proroc, aflați și dumneavoastră imediat. El a trăit cu aproximativ 800 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Era deloc din cetatea Tezba, din ținutul Galaadului. Era fiu de preot și a fost ales de foarte de mic de către Dumnezeu ca să ducă această misiune de profet, adică de trimis al lui Dumnezeu, de vestitor al lui Dumnezeu, printre oamenii din sânul poporului evreu. Se spune că încă de mic fiind, tatăl său a avut o vedenie, în sensul că a văzut mai mulți bărbați îmbrăcați în veșminte albe, care îl îmbrăcau, îl învăluiau pe prunc cu haine de foc și îi dădeau foc să-l mănânce. Iată, acesta era semnul că încă de mic pruncul Ilie fusese ales de Dumnezeu, repet, pentru această frumoasă misiune de proroc. ...24 de echipe au cerut oficial să participe în noul sezon al Ligii a doua. Startul campionatului nu va fi amânat. Mai puțin de două săptămâni au mai rămas până la startul noului sezon al Ligii a doua, ediția 2016-2017, și majoritatea echipelor ce au depus cerere să participe în campionat au o situație grea, dezastruoasă în unele cazuri. După expirarea termenului limită, 15 iulie, în care cluburile au putut să se înscrie în eșalonul secund, doar Petrolul nu a făcut acest lucru. Celelalte 21 de echipe care aveau dreptul oficial să participe în Liga a doua au optat pentru a depune cererea către Federația Română de Fotbal, în ciuda faptului că multe dintre ele sunt în imposibilitatea de a mai continua activitatea. Pe lângă cele 21 de echipe care s-au înscris, alte 3 cluburi dintre cele care au retrogradat în ediția recent încheiată au cerut oficial să fie primite în campionat în cazul în care se ivesc locuri vacante. Foresta Suceava, Unirea Târlu Ungeni și Metalul Reșița au depus cereri prin care spun că vor să joace în continuare în Liga a doua. Patru medalii au câștigat atleții argeșeni la campionatul național de atletism rezervat seniorilor și tineretului, în trecere la care au participat cei mai buni sportivi din țară. Județul nostru a fost reprezentat la această întrecere de sportivii de la CSU Pitești, CS Mușcelul Câmpulung și LPS Pitești. Cele mai bune rezultate au fost obținute de CSU Pitești, care și-a trecut în cont 7 medalii, dintre care 2 de aur, 3 de argint și 2 de bronz. Ana Maria Ionita a luat aurul la 400 de metri și argintul la 200 de metri, iar Gabriel Tudorache a luat argintul la 400 de metri garduri. Medalia de aur pentru clubul universitar a fost adusă de ștafeta de 4x100 metri fete, compusă din Teodora Vescan, Ionela Popescu, Simina Riza, Ana Maria Ionita. Aceeași ștafeta a luat și bronzul, dar la 4x400 de metri. O medalie de argint și una de bronz a obținut și ștafeta de 4x100 metri băieți și 4x400 de metri băieți, compusă din Cornel Glișcă, Marian Glișcă, Pavel Nichituș și Andrei Neagoie. Timp de 2 zile pe lacul Bascov se va desfășura campionatul național de caiac rezervat juniorilor 2 și cadeților. La acest concurs CSM Pitești va fi reprezentat de 15 sportivi.
De astăzi și până vineri, pe lacul Bascov va avea loc campionatul național de caiac rezervat juniorilor 2 și cadeților, între cele la care vor lua startul cei mai buni sportivi din țară. La acest concurs, CSM Pitești va fi reprezentat de 15 sportivi, pregătiți de antrenorii Gheorghe Din și Agoston Șipoș. Obiectivul fixat de conducerea secției este câștigarea a 4 medalii. Doamnelor, domnilor, acesta a fost observatorul local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu informații noi vă aștept la următorul buletin de știri. Rămâneți cu bine! La revedere!